Domnilor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vorbim despre controlul emoțiilor. Toată lumea experimentează emoțiile, sunt firești, dar dacă nu le gestionăm corect, dacă le blocăm, pierdem din energie, iar organismul nostru, dar și calitatea vieții pot avea de suferit. Cum ne gestionăm emoțiile, cum ne creăm emoții pozitive la comandă, ne va învăța invitata mea de astăzi, Nina Elena Paraschivescu, psihoterapeut, autor a diverse programe de dezvoltare personală, dar și scriitoare. Nina, bine ai venit în platoul nostru, mă bucur să te cunosc. Bine te-am găsit, Dana. Într-adevăr, sunt psihoterapeut transpersonal în formare. Ceea ce fac zi de zi cu oamenii și ceea ce lucrez cu ei este partea de life coaching, care îmi place foarte mult, și partea aceasta de programare neurolingvistică. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Eu ți-am citit aproape toate articolele de pe blog, de pe site-ul tău. Abia aștept să citești și cele două cărți pe care le-ai scris tu, Motivație și Relații. Și aș vrea să ne vorbești astăzi puțin despre controlul emoțiilor. Specialiștii spun că fiecare avem așa o hartă personală a emoțiilor. Ce sunt emoțiile și cum apar? Oamenii, în general, se tem de emoții și atunci când vorbim de emoții, cumva, vezi tu, nimeni nu ne-a învățat ce să facem cu emoțiile noastre și am petrecut atâția ani în școală, practic 12 ani de școală, plus facultate, plus master după aceea. Atâția ani în care învățăm tot felul de lucruri, dar nu învățăm ceva ce este esențial pentru noi și ceva ce ne ajută în tot ceea ce facem, fie că vorbim de viața noastră personală, fie că vorbim de profesie, de job, de business, și anume de interiorul nostru, de ceea ce noi simțim. Pentru că noi ca ființe umane, până la urmă vrem să schimbăm două lucruri. În general, oamenii care vin la mine cam asta vor să schimbe: felul cum se simt și comportamentele, ceea ce fac ca să obțină un alt rezultat, ca de fapt să se simtă altfel. Deci, de fapt, tot la partea aceasta emoțională ajungem. Introspecția, exact. Însă, una din principalele probleme pe care le-am întâlnit și situații pe care le-am întâlnit la oameni este că nu ne cunoaștem emoțiile. Și la workshopul de emoții pe care eu îl țin, asta încerc să fac cu participanții, să le îndrept un pic atenția spre interior și să învățăm despre emoțiile noastre, să învățăm să ne cunoaștem, să învățăm să fim atenți la felul cum ne simțim și să diferențiem între anumite emoții. Pentru sunt că emoții pozitive și emoții negative, da? Sunt emoții pozitive și emoții negative, însă aceasta este o modalitate de clasificare. Eu însă în workshopurile mele propun și o altă abordare a emoțiilor. Pentru că, vezi tu, privind așa emoție pozitivă și emoție negativă, avem tendința de a fugi de anumite emoții și atunci ce facem? Ajungem în partea de reprimare și în partea de negare și spunem nu, nu-i bine și nu vreau să mă simt niciodată în viața mea trist sau furios sau ușor anxios sau puțin nervos sau puțin iritat. Și mi-a venit acum un exemplu, frica. Frica, până la urmă, este o emoție negativă, dar și constructivă. Frica este esențială, da? Pentru apărarea organismului când este pus în postura luptă sau fugi, da? Deci, până la un punct, frica ne ajută în supraviețuire. Însă, dacă această frică, această emoție ne copleșește, ne poate afecta foarte mult. Tocmai de aceea, spuneam, modalitatea pe care eu o propun de a privi emoțiile noastre este prin prisma utilității acestora. Adică, întotdeauna vin și îmi pun o întrebare. În momentul în care mă simt într-un anume fel, simt o anumită emoție, vin și mă întreb, îmi este util să mă simt așa? Mă ajută cu ceva această emoție? Hai să luăm este mult mai practic și mult mai benefic pentru noi ca ființe umane să privim emoțiile din perspectiva utilității. Pentru că, așa cum ai spus și tu, frica poate avea două fațete. Este una să-ți fie frică, de exemplu, dacă ești în pădure și te întâlnești cu un animal sălbatic, atunci poate că e normal să-ți fie frică și poate că te ajută să-ți fie frică. Pentru că o vei lua la fugă, exact, o vei lua la fugă și automat intră instinctul de supraviețuire în acțiune. Pe când dacă tu te-ai simți foarte liniștit și foarte calm sau foarte pasionat, te-ar ajuta atunci aceste emoții, sau entuziasmat, te-ar ajuta atunci aceste emoții, nu te-ar ajuta.
Dar, în schimb, avem și alte frici. Astea sunt, de fapt, problemele cu care noi ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Sunt tot felul de frici. Frica de avion, frica de spital, frica de a conduce mașina, care frica până la de urmă a au deschide un business. care până la urmă au în spate frica de moarte. Care până la urmă, da, au în spate frica de moarte, însă până să ajungem la frica de moarte, putem să o luăm la un nivel așa mai basic, ceva ce putem să lucrăm noi cu noi acasă, chiar fără un specialist, dacă vrei. Cum facem asta? Explică-ne. În primul rând, trebuie să înțelegem cum ne sunt generate emoțiile. Emoțiile ne sunt generate doar de evenimente sau și de gânduri? Asta aici e mult de vorbit, pentru că există această convingere total greșită și total eronată, cum că emoțiile noastre depind de ceea ce se întâmplă în jur. Emoțiile noastre nu depind de evenimentele din viața noastră și nici de oamenii din viața noastră, nici de ce fac ei, nici dacă ne acceptă sau nu ne acceptă, nici dacă intră într-o relație cu noi Dar sau așa nu le intră într-o percepem. relație cu noi. Dar așa percepem pentru că avem această convingere. Și primul lucru pentru a învăța să lucrăm cu emoțiile noastre este să eliminăm această convingere, cum că emoțiile noastre nu ar fi în controlul nostru, ci în controlul a ceva exterior, în controlul evenimentelor sau în controlul altor persoane. Asta este, în primul și în primul rând, la nivel de convingeri, trebuie Deci să identificăm lucrăm. convingerea și cum lucrăm cu ea. Și lucrăm cu convingerea prin exerciții specifice. Eu ce lucrez, fac programare neurolingvistică, însă o convingere o pot schimba și pur și simplu. Dacă tu te întrebi, mie mi-este util să cred că felul cum eu mă simt în viața mea depinde de șef, de partener, de ce fac și ce spun De prietenii situația mei, de financiară. situația financiară, de vremea de afară, că dacă plouă sau ninge sau e frig afară, trebuie automat să ne simțim triști. Am Sau întâlnit la mulți deprimați. clienți, am întâlnit la mulți clienți și mulți participanți la workshop-uri, am întâlnit această convingere. A, păi dacă e prea frig, nu mai are sens să mai fac ceva, să mai muncesc, să mai fiu entuziast, să mai fiu, pentru că așa, uite, plouă, asta nu e vreme bună de nimic, când e prea cald, că e prea cald, că iarăși, că e vară, toată lumea se gândește doar la concediu și în felul ăsta ce facem cu viața noastră dacă privim lucrurile așa? Deci ne analizăm modul în care ne simțim într-un anumit moment. Și să cunoaștem emoțiile, pentru că ai să fii surprinsă, poate, dar atunci când îi întreb pe oameni cum te simți acum, când vine un om la mine la o ședință și îl întreb cum te simți acum, sunt foarte mulți oameni care nu știu să identifice cum se simt și oamenii de obicei vin și îți răspund cu un gând: mă simt bine. Cum te simți? Mă simt bine. Dar bine este un gând. Sau, păi mă gândesc că mă simt nu știu cum. Păi te gândești, dar cum te simți? Cum simți în corp? Pentru că, vezi tu, gândul este rațional, este mental și noi petrecem foarte mult timp în minte. Tot timpul raționalizăm, analizăm, judecăm, însă nu suntem atenți la corpul nostru. Ori emoțiile noastre sunt în corp, în corp le simți. Cum le simțim? Unde le simțim? Cum se manifestă ele? Asta este individual. Fiecare individ. Sunt oameni care vin și cu care am lucrat, de exemplu, pe emoții de care vroiau să scape, poate o emoție de frică, poate o emoție de tristețe, de exemplu. Unul poate să o simtă în gât, unul poate să o simtă în piept, altcineva poate să o simtă în cap, o altă persoană poate să o simtă în stomac. Este acea senzație de simt ca o gheară sau ca un cuțit care se Bolovanul, răsucește în stomac, da. stomac sau ca și cum cineva mă lovește cu ciocanul în cap. Astea sunt metafore pe care noi le folosim pentru a ne descrie stările emoționale. Și lucrul cu metaforele este ceea ce eu fac și schimb practic aceste metafore pe care oamenii le folosesc, reușind astfel să schimbi și emoția. Însă ce pot face oamenii acasă pentru a-și schimba emoția este să mute focalizarea atenției, să îți muți pur și simplu atenția, pentru că atunci când tu simți o emoție, te gândești la ceva, ai un anumit gând. S-a întâmplat un eveniment în viața ta, să spunem că, bun, ți-a spus șeful ceva la serviciu. Luăm un caz pe care l-am O întâlnit veste frecvent. proastă, da? Da. Da, ți-a spus șeful ceva la serviciu și în momentul în care tu ai intrat în contact cu acel eveniment, ceea ce ți-a spus șeful, în momentul acela,
Tu ai în mintea ta o reprezentare mentală. Tu ai un gând și te în mintea foarte ta mult acolo și dai și o rulezi, semnificație, da? Dai o semnificație acelui eveniment. Și semnificația pe care tu o dai acelui eveniment este ceea ce ție îți creează emoția respectivă în interior, în corp. Dacă suntem nervoși în trafic, cum se întâmplă de foarte multe ori, să avem probleme în trafic și ne enervăm instant și nu scăpăm prea ușor de acea emoție, cum mă ajută pe mine acea emoție? Să ne gândim cum ne ajută acea emoție. În primul rând trebuie să te gândești, emoțiile noastre sunt un semnal de alarmă, că eu privesc într-un anume fel un anumit segment din viața mea și că poate ar trebui să schimb semnificația pe care o dau acelor evenimente sau poate că ar trebui să schimb ceva din acțiunile și comportamentul meu. Cazul acesta cu traficul, de exemplu, poate că ar trebui să-mi schimb comportamentul și să plec mai devreme de acasă. Uh-huh. Sau poate că ar trebui să schimb semnificația pe care o dau și să nu mai cred că toți participanții la trafic sunt nu știu cum și nu știu cum, știm noi să cum. Să nu mai generalizăm, da? Să nu mai generalizăm. Da, da, și să mă gândesc că pur și simplu a fost un caz izolat, poate omul acela se grăbea de mi-a tăiat calea foarte tare, nu poți să știi ce s-a întâmplat, să renunțăm la această judecată de dinainte, la această prejudecată. Practic, orice eveniment este așa, o mică lecție. Da, este o mică lecție și toate lucrurile care ni se întâmplă nu fac altceva decât să ne îndrepte atenția către noi și către cum ne simțim noi. Iar felul cum ne simțim depinde foarte mult de semnificația pe care noi o dăm evenimentelor respective. Pentru că, de exemplu, dacă luăm un caz foarte frecvent întâlnit, ești, să spunem, nu știu, partenerul nu mai vrea să mai fie într-o relație cu tine, de exemplu, sau te-a părăsit pur și simplu. În momentul acela, tu ai mai multe opțiuni de a privi evenimentul respectiv care ți s-a întâmplat. Însă omul obișnuit ce face? Privește totul ca pe o tragedie. Și vine și spune, am fost părăsit, tu ești de vină pentru că ai plecat tu, eu mă simt așa și așa, eu mă simt acum atât de nasol, din cauza ta plâng, din cauza ta sunt trist, din cauza ta viața mea este o tragedie. Însă ai putea privi și altfel, de acum înainte sunt liber și mă pot ocupa de alte lucruri sau ce bine că oricum nu aveam aceleași valori, nu aveam aceleași, nu vedeam în același mod viitorul și viața, nu ne potriveam sau ce bine că uite acum mă pot ocupa de cu totul alte lucruri sau sunt liber să găsesc persoana cu adevărat potrivită pentru mine. Și în momentul în care tu ai acest gând, vei vedea că și emoția pe care o simți ți se va schimba. Teoretic e simplu, practic trebuie să lucrezi mult cu tine. Avem nevoie de exercițiu. Avem nevoie de exercițiu, pentru că, Dana, dacă ne gândim la istoria noastră de viață, și asta e valabilă la toți oamenii, dacă ne gândim tot ceea ce noi știm în ziua de astăzi și toate lucrurile pe care noi le-am făcut astăzi, pe care noi astăzi le facem cu ușurință, să mergem, să mâncăm cu lingura și furculița. Mi se păreau grele inițial. Să conducem în trafic cei care avem carnet, să scriem, să ne îmbrăcăm, să ne legăm și returile. Gândește-te cât de greu percepeam lucrurile astea atunci când aveam un an, 2 ani, 3 ani, 4 ani sau când le-am făcut prima dată în viața noastră și cât exercițiu am avut nevoie și de câte repetări a fost nevoie ca astăzi să ni se pară foarte simplu să mâncăm cu lingura și să nu mai dăm mâncarea pe jos atunci când mâncăm. Ce se întâmplă acum? Oamenii în vremurile astea sunt așa puțin pe pilot automat și nu prea își mai dau voie să se analizeze, să facă introspecție, să vadă ce simt, cum simt. Depinde ce-ți dorești de la viața ta, pentru că permanent faci o alegere. Dacă vrei să te canalizezi doar pe lucruri exterioare și asta pe tine te ajută și ți se pare că e bine și într-acolo îți vezi tu viața, ești liber să o faci. Nimeni nu spune că trebuie să privești neapărat în interior, nimeni nu spune că trebuie neapărat să fii atent la gândurile și la emoțiile tale. Nu-i cu trebuie, este opțional. Dar vei vedea rezultatele. Mentali mai mult, da? Raționali. Dar vei vedea rezultatele. Dacă rezultatele pe care tu le obții te mulțumesc,
atunci eu spun go for it. Dar de cele mai multe ori se întâmplă exact invers. Exact invers. Și cumva mai devreme sau mai târziu tot ajungem să lucrăm cu noi. Tu spuneai în articolele tale că ne putem gestiona și ne putem folosi emoțiile astfel încât să ne putem atinge niște obiective. Cum facem acest lucru? Da, privind din perspectiva utilității, la fel, pentru că în momentul în care știm să ne gestionăm emoțiile, adică să renunțăm la acele emoții, vezi tu, controlul emoțional, ca să o iau așa un pic cu începutul, cu partea de bază, controlul emoțional nu înseamnă ca eu să-mi reprim sau să-mi neg emoțiile, așa cum poate n-am gândit la prima vedere, ci control emoțional înseamnă că emoțiile sunt în controlul meu și eu decid când să le manifest și sub ce formă să le manifest. Și nu-mi confund emoția cu comportamentul meu. Și nu-mi confund emoția cu persoana mea, cu mine. Eu nu sunt emoțiile mele. Dacă astăzi, de exemplu, un om se simte trist, deprimat, nefericit sau furios și nervos în permanență sau pur și simplu plictisit și nu mai găsește un sens în viața lui, nu aceea este identitatea omului respectiv. Pentru că, nefiind identitatea ta emoția, tu poți învăța să-ți generezi la voință alte emoții, cum ar fi pasiune, entuziasm, fericire, bucurie, exaltare, emoții care să te ajute să crești și să obții alte rezultate în viața ta. Spui că îți poți genera la comandă alte emoții. Într-o stare de tristețe, de furie, nu știu, poți așa, bătând din degete, să... Te da. Simți altfel? Da, poți bătând din degete dacă înveți câteva tehnici foarte, foarte simple și dacă îți dorești să faci asta. Pentru că, vezi tu, în primul și în primul rând trebuie să înțelegi că există o mare legătură între felul cum te simți și gândul pe care tu l-ai. Adică focalizarea atenției, unde îți pui atenția. Și apoi mai există o foarte mare legătură între emoțiile noastre și corpul nostru și fiziologia noastră, pentru că emoțiile sunt conținute în corp. Iar eu la workshop, de exemplu, lucrez cu participanții și le demonstrez live cum te poți simți, practic, cât ai bate din palme, te poți simți trist și nefericit. Și nu ai cum, într-o anumită postură fiziologică a corpului, tu să te simți vesel și fericit. Ne poți da un exemplu? Păi uite, de exemplu, dacă te gândești, fiecare dintre noi avem o anumită fiziologie asociată cu o anumită stare emoțională. Uneori acestea pot coincide la mai mulți oameni, dar pot fi și unice aceste stări. Gândește-te, de exemplu, la ceva comun și banal, așa, basic. Dacă stai cu capul în jos, cu umerii aplecați, cu privirea în pământ și te gândești la de ce nu funcționează viața așa de bine pentru tine, de ce nu ți-a mărit șeful salariu, de ce clienții de la firmă au plecat sau de ce poate ești într-un prag de faliment sau de ce nu reușești tu nu știu ce lucruri, de ce relația de acasă nu funcționează bine, de ce cu copilul nu te înțelegi nu știu cum și stai în această postură fiziologică așa, aplecat în jos, cu umerii, cu privirea, cu totul și te gândești la lucrurile astea, vei putea să fii fericit? Vei putea să râzi, să zâmbești și să vezi viața ca pe un dar, ca pe o bucurie, evident ca nu. Pe ceva sacru? Evident nu. Ai o povară. Deja ai o povară. Peste e ca tine. Și cum, exact, și oamenii când vin la mine, de exemplu, în sesiunile de coaching, vin și îmi spun așa, păi simt o durere pe umeri, ca și cum ceva mă apasă. Păi, ce te apasă? Știi? Ia acea durere de acolo și lasă-o jos. În momentul în care lucrăm cu metafore și schimbăm metafora și facem schimbarea mai întâi la nivel imaginar, în momentul acela ușor, ușor încep să apară schimbări și în viața reală. Începi cu schimbarea poziției corpului? Încep și cu schimbarea poziției corpului, exact. Pentru că oamenii, de exemplu, oamenii deprimați au tendința de a privi foarte mult în jos. Și atunci vin și recomand. Cum ar fi să privești cerul, de exemplu? Ai ridicat vreodată privirea sus să privești cerul? Sau ai privit vreodată deasupra dulapurilor? Ai privit vreodată tocul de sus al ușii?
Eu am făcut exercițiul ăsta mergând pe stradă și mă uitam că cei mai mulți oameni merg cu privirea în pământ, cei mai mulți oameni sunt triști, cei mai mulți oameni sunt aplecați, așa cum spuneai Exact. tu. Mintea și corpul sunt un sistem, sunt același sistem și în momentul în care eu vin și schimb ceva în corpul meu, automat și gândurile mele încep să mi se schimbe. Trupul are un limbaj fantastic. Dar în minte, dacă lucrez la ambele niveluri și lucrez și cu mintea și mut atenția spre alte lucruri. De exemplu, uite, am lucrat de curând cu cineva și îl întrebam așa, tu practici recunoștința? Ești recunoscător? Dacă ar fi să-mi spui acum pentru ce ești tu recunoscător în viața ta, ai putea să-mi spui? Și n-a putut să-mi spună, însă gândește-te, de exemplu, cum ai putea să stai într-o stare de lipsă de abundență pe toate planurile în viața ta în momentul în care tu îți muți atenția pe ceea ce se cheamă recunoștința faptului că ești viu și că trăiești, pe recunoștința că respiri, Că ai un job, că ai o familie, că că ai o casă. înghiți, pe recunoștința faptului că poți să înghiți, că poți să vezi și poți să te bucuri de un copac, de o floare, de ceva, că ai poate o oră liberă în care poți să faci ceva, două, trei, cinci, câte ai, de faptul că ai mâini și ai picioare, că mergi și că tot organismul tău îți funcționează cum trebuie. Mulți oameni văd ca pe ceva firesc Da, toate văd ca pe ceva firesc, dar aceste. nu este firesc. Nu este. Dar nu este firesc. Nu sunt date pur și simplu. Ar putea să fie și Ar altfel. putea să fie și altfel. Și conștientizăm aceste lucruri abia când avem exemple în jurul nostru, printre cei dragi și așa mai departe. Așa este. Deci, recunoștința este foarte importantă, da? Este un pas spre a schimba starea de spirit. Recunoștința este foarte importantă pentru că, practic, ce face recunoștința? Vine și îți mută atenția de la ce lipsește în viața ta la lucrurile pe care le Da. ai. Practic, asta este cheia. Și multe dintre ele, nici nu, tu nici n-ai avut nici măcar vreo contribuție. N-ai avut nicio contribuție pentru faptul că respiri, că trăiești și că te poți bucura de un pom, de o pasăre, de o floare, că poți să miroși un parfum frumos din natura, al unei flori sau al unui copac. Cheia este aceasta, să-ți schimbi gândul imediat, da? Da, exact. Cel mai ușor și primul pas. Exact, însă la început avem nevoie de exercițiul acesta de voință. Pentru că, vezi tu, oamenii se gândesc că, da, bine, bine, se întâmplă așa. Se întâmplă așa, dar voința este și ea un mușchi. Cum ne Și nu o să dezvoltăm? poți, Cum ne dezvoltăm voința? așa cum am învățat să facem orice altceva, orice alt lucru în viața noastră, pas cu pas și pic cu pic. Dacă, de exemplu, astăzi mi este greu să mă trezesc dimineața la o anumită oră, îmi propun acest lucru, mă țin de el și înregistrez un mic succes în viața mea. Îmi Dacă mi este stabilesc greu să niște mănânc un termene fruct pe zi, limită. da, îmi pot stabili și niște termene limită, însă cel mai bine este să îmi iau decizia de acum înainte și nu pe o perioadă limitată. Dacă vorbesc, de exemplu, de implementarea unui obicei, cum ar fi să mănânc mai sănătos, de exemplu, să spunem că ăsta ar fi un lucru pe care eu mi-l doresc să-l aduc în viața mea, și vreau să-mi cresc acest mușchi al voinței pe acest segment în viața mea. Păi apoi eu încep cu pași mici. Mănânc un fruct pe zi, o jumătate de fruct, ceva ce știu că pot să fac să înregistrez succes și în felul acesta să capăt și încredere în mine și eu să îmi creez o istorie de succese în spate pe care să mă bazez atunci când privesc lucruri mai mari pe care vreau să le realizez. Este bine să te premiezi pentru fiecare mic succes, astfel încât să-ți crești încrederea în tine? O, da! O, da! Este și aceasta o modalitate pentru că ceea ce pe noi ne motivează e de fapt teama. Toți oamenii, vezi tu, fug de durere. Vrem să scăpăm de lucrurile dureroase din viața noastră.
Indiferent că vorbim de anumite evenimente, de acțiuni, de emoții care ne dor, de lucruri neplăcute și vrem să aducem plăcere în viața noastră. Ori în momentul în care tu vii și asociezi plăcere cu anumite evenimente, premiindu-te, automat vei dori mai mult din acel lucru. Ce se întâmplă în momentul în care ne reprimăm emoțiile? În momentul în care ne reprimăm emoțiile, ele nu dispar. Asta e cel mai important, Sunt pentru că ascunse acolo, puse la păstrat, da? Și ies. puse la păstrat și intră în corpul nostru și în subconștientul nostru și se adâncesc și se adâncesc, se adâncesc atât de mult încât uneori chiar și în ședințe de terapie ne este mai dificil să ajungem la emoția de bază pentru că sunt așezate straturi peste straturi și trebuie mai întâi să prelucrezi o altă emoție ca să ajungi la cea care a fost de bază. Oamenii au impresia că dacă mă prefac că nu există și bag gunoiul sub preș cumva, dacă spun că nu, eu trebuie să fiu puternic, n-am voie să mă simt acum vulnerabil sau să mă simt acum sensibil, pentru că asociază asta cu o stare de slăbiciune, cu o stare negativă, cu o stare care n-ar trebui să Pentru că așa am existe. fost învățați, în special bărbații. Pentru că așa am fost învățați, exact. Pentru că nimeni nu ne-a învățat ce să facem cu emoțiile noastre. Care ar fi, nu știu, emoția de bază care ne afectează cel mai mult? Asta n-aș putea să spun o emoție anume, pentru că toate ne afectează în funcție de cum le privim. Hawkins vorbește, de exemplu, de scala emoțională în care rușinea este pe treapta cel mai de jos, vinovăția este următoarea, frica este, abia de la furie încolo, oamenii vin și se deblochează, pentru că sunt situații, ai văzut, în care ești atât de furios și în care chiar nu mai suporți o anumită situație în viața ta, chiar nu mai suporți ceea ce se întâmplă la serviciul tău sau ceea ce se întâmplă în business-ul tău, cum au luat-o lucrurile și au degenerat sau în relația ta și abia atunci vii și faci o schimbare. Însă cât timp tu te afli în rușine și în vinovăție și lucrurile acestea, din păcate, sunt foarte cultivate în societatea noastră, nici nu ai cum să faci o schimbare pentru că nu ai energia necesară. Fiecare emoție având un anumit grad de energie pe care ți-l dă ca tu să acționezi. În momentul în care suntem furioși, nu știu, ne enervăm foarte tare, așa cum spuneai Da. tu, și mai trântim, nu știu, o cană, o carte sau mai aruncăm niște vorbe, ne ajută să ne eliberăm acest comportament? În general, există această tendință și convingere greșită de a asocia emoția cu comportamentul nostru, însă emoția e una, comportamentul e cu totul altceva. Furia este furie. Comportamentul de a sparge paharele din casă sau de a trânti cu ușa de la birou sau de a te duce și a-i spune nu știu ce vorbe șefului și de a-l amenința cu demisia ca după aceea tu să te răzgândești sau invers, șeful să amenințe cu dat-o afară pe angajații ca apoi să se răzgândească, asta e cu totul și cu totul altceva. În momentul în care în mintea noastră noi facem distincția că emoția e una, comportamentul e cu totul altceva, Nu vom fi ne dăm tentați. voie, ne dăm voie să ne observăm această emoție și să-mi observ furia, să vin să mă întreb, cum mă simt acum? Păi mă simt furios. Bun, și chiar mă simt furios? Păi, cum altfel aș putea spune mai degrabă că mă simt? Păi, de fapt, mă simt puțin rănit. Și în Și momentul în ajungem care la vin alte și emoții. spun că mă simt puțin rănit, deja scade din intensitate. Pentru că felul cum vorbim cu noi și eticheta, cuvântul pe care noi îl punem emoției respective, ne influențează și starea emoțională. E una să spun că mă simt furios și alta să conștientizez că de fapt mă simt puțin rănit pentru că interpretez o situație într-un anume fel. Eu îți mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi pe care ni le-ai dat astăzi. Și eu îți mulțumesc Te de mai așteptăm în invitație. emisiunea noastră, avem multe de Cu mare povestit drag, oricând. și mult succes în toată activitatea ta. Mulțumesc cu mare drag. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția. Eu sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare, pe curând!